cazurile de violență cred că sunt cele mai dificile cazuri pe care le avem noi în asistența socială. Uneori le putem identifica chiar noi în cazul când copiii absentează, când copiii sunt neglijați. În comuna Manoileș, cazurile de violență nu sunt atât de dese. Care este rolul nostru? Să identificăm problema, să o soluționăm. În comuna Manoilești, ca probabil și în întreaga Republică Moldova, este destul de dificil să identificăm cazurile de violență în familie. În primărie comunei Manoilești a fost instituită o echipă multidisciplinară care este alcătuită din specialiști din diverse domenii, educație, sănătate, ordine publică, administrație publică. Echipa multidisciplinară activează, este receptivă atunci când sunt sesizate cazuri de violență în familie, fie asupra femeii, fie asupra copiilor. Avem mai multe campanii de informare a femeilor privind cazurile de violență. La orice sesizare sau chemare, ofițerul de sector se deplasează la fața locului unde întocmește un complex de măsuri. În primul rând, întocmește un chestionar pentru evaluarea riscurilor a violenței în familie. În dependență de nivelul de risc evaluat la fața locului, ofițerul de sector eliberează o ordonanță de urgență. Agresorul este izolat pe termen până la 10 zile, iar victima este monitorizată în permanență. Cazurile de violență în familie, din aspect practic, este esențial de important. Raportarea ne aduce la ceea că noi vedem în ce situații suntem. În primul rând, persoanele respective trebuie să fie informate. Foarte important moment pentru a educa populația.